O repetiție moldovenească de Costache Caragiali. Cuvânt înainte de Costin Tuchilă. Al doilea dintre băieții credincerului Ștefan Caragiali, după Luca, tatălui Ile Caragiale, Costache este primul Caragiale celebru al familiei. Actor, regizor, dramaturg, el a fost cel dintâi director concesionar împreună cu Ioan Andrei Vahman al Teatrului Național, Teatrul cel Mare din București, în perioada 1852-1855. După surse mai recente, Costache Caragiale s-ar fi născut în 13 aprilie 1813 sau 1815 și a murit tot într-o zi de 13 februarie 1877 la București, în locuința de pe strada Brezoianu, numărul 13. Amatorii de semnificații simbolice ar putea specula coincidența, ajutați de amănuntul că autorul repetiției moldovenești și-a trăit ultimii ani într-o sărăcie extremă. Să fi fost Costache Caragiale pândit de ghinion? Posibil, dacă observăm că acest om de teatru cu vocație de întemeietor a avut o carieră foarte scurtă de numai 17 ani, între 1838, când organiza reprezentații în limba română la Botoșani, și 1855, când părăsea directoratul Teatrului cel Mare din cauza tristei rivalități cu Matei Milo. Cariera sa actoricească era practic încheiată, după această dată Costache Caragiale apărând sporadic pe scenă. Nici destinul dramaturgului nu a fost mai fericit. S-au păstrat de la Costache Caragiale 4 piese și 2 mici lucrări ocazionale. Dacă o Soare la Mahala sau Amestec de dorințe din 1845, Îngânfata plăpămăreasă sau Cucoană sunt, 1846, Doi coțcari sau Păziți-vă de răi ca de foc, 1849, suferă de convenționalismul și stângăciile epocii la nivel compozițional, limbajul lor colorat este fermecător, anunțând, după George Călinescu, dialogul atât de strălucit al marelui său nepot, Ion Luca Caragiale. Farsa O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, scrisă în 1844, jucată cu succes la Iași, publicată în anul următor la Cantora Foaiei Sătești din Iași și reeditată de Nicolae Iorga în 1908 la Vălenii de Munte, este una dintre cele mai originale scrieri dramatice românești din secolul al XIX-lea. Pe lângă interesul documentar semnalat de Mihail Cogălnicianu, care o considera un document important pentru viitorii cercetători ai începutului Teatrului Național, O repetiție moldovenească atrage și pentru că este singura piesă din dramaturgia românească a secolului al XIX-lea construită pe motivul teatrului în teatru. Repetiția unei scene prilejuiește în farsa lui Costache Caragiale un prețios tablou al moravurilor și al modalității de lucru din teatrele epocii. Persoanele reale, membrii trupei, devin personaje cu aceeași identitate, autorul regizor recomandându-le naturalețe în jocul dramatic. În plus, modalitatea ingenioasă prin care Costache Caragiale abordează motivul teatrului în teatru se dovedește de o surprinzătoare modernitate. Din dorința de a păstra autenticitatea, am folosit, inclusiv în generic, forma originară a numelui Caragiali. În regia lui Cristian Munteanu, cu muzică originală de George Marcu, spectacolul Teatrului Național Radiofonic urmează în spirit și formă textul repetiției moldovenești, conservându-i deopotrivă valoarea documentară, farmecul arhaic, dar și fascinația artistică. Frunzule la stăjere, cât e omul tinerel, se leagă dorul de el. Păi dacă omul îmbătrânește, dorul se călătorește. Pune paie și-l curăște. Lasă-ne, femeie! Lasă-ne, că nu de cântec ne arde nou acum. Nu te mânia, buierule! Ia ca noi mai cânta. Eu am venit să dea o leacă cu mătura până vă-ți aduna. Da, da. Cu rămas scena de aseară. Nu-i vreme, femeie, nu-i vreme de măturat. Hai, mai târziu. Du-te. Aoleule, e greșit. Ce mai zici tu? Eu... Iaca, nu mai zic nimic. Mă gândesc numai cum am scăpat diseară, că zău drept să spun, slabă nedește. Dar cum vrei tu să fie tare?
Adică rămâie vorbă între noi. Când am făcut o repetiție, cum se cade? Sau mai bine zis, când am putut face? Avut am noi vreodată scena slobodă? No. De dimineață până la 12 se ocupă de francezi, de la 12 până la 3 de nemți, de la 3 și până la 6 rămâne pentru noi. Păi și... Dar ce fel rămâne? Din tâi vin acei ce mătură pentru reprezentație. Ai văzut-o? Că laudă Domnului acum în toate zilele este teatru. Da. Apoi vin de dau focuri prin sobele cele hârbuite, care afumă două ceasuri întregi. După aceea vin mașiniștii să așeze decorațiile pe diseară. Acum pas de mai fă repetiție. Apoi cum dracu mai pretind să meargă bine? Zăcoie, adesea mă mir și de ceea ce facem. Mă mândresc când văd că o trupă de artiști fac câte 3 repetiții pe scenă. Ba încă cea generală o fac cu toate decorațiile și tot mic. Dar apoi noi, o adunătură de niște copii, goniți din toate părțile, făcând repetiții prin bufet, prin garderobe, pe acasă și în ziua reprezentației, mai totdeauna fără decorații. Pentru că ar fi o crimă să pretindem, nu? Păi, da. Mă mir zău cum la reprezentație nu ne lovim în capite. Mări, ia lasă și ea și vezi câte șasuri sunt. Tău, 11 și 25. Hei, ce spui? Pentru Dumnezeu, dar n-a venit încă nimeni. Doamne, domnule Caragiale, eu nu știu ce dracu au. De parcă spuși de careva la cale ca în ziua reprezentației să facă toate șicanele. Și apoi de, acu, mardoanele, camardoanele, ele totdeauna voie să fie așteptate. Dar, domnii artiști, de ce nu se arată? Și, doamne, mult am să râd diseară când eu îi vedea că înghit la găluște și bolbesc ochii la suflări. Lasă șaga, eu tare sunt îngrijit. Nu știu cum am scăpat diseară, că nădejdea mea era să fac astăzi două repetiții. De atâtea ori le-am zis să vie la nouă. Dar cum văd, nici o repetiție nu o să putem face cum se cade. Bonjour, domnule Caragiale. Iartă-mă, te rog. Cred că vei fi supărat, dar pe legea mea nu-s eu de vină. Când se ies din casă, am vrut să iau o trăsură. Lasă-ne, domnule Sterian. Despre dumneata nu-i vorbă. Păi și dacă veneai mai înainte, ce făceai? Nu vezi că suntem numai doi și cu dumneata trei? Ia auzi că vin, ia. Slavă Domnului. Ei, lampista, adă-l mână. Sepi! Sepi! Nu e nimeni. Sepi, Ludovic, Dumitre, Anton! Nimeni. Așa e adracu întotdeauna la repetițiile moldovinești. Veniți la teatrul nostru, cel moldovinesc, că cerele din fire aici se biciuiesc. Veniți la teatrul nostru, aici e o plăcere, să râzi de tot și toate, să uiți și de mele. O repetiție moldovenească, sau Noi și iar noi, farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru plăcerea și petrecerea a vreo câțiva prieteni. Veniți la teatrul nostru, pe care îl iubim, vom face o repetiție, la care vă poftim. E frig și praf în teatru, și pare un pic sinistru, dar sunt genial actorii, parchearul și mașinistul. Veniți la teatrul nostru, și-ar mă dovedesc, că celele din fire, aici se biciuiesc. Da! Bonjour! Bonjour! Însă puțin îmi pasă de zi. Poate fi cât de bună și cât de rea. Noaptea, mai cu seamă noaptea, păstrează pentru fiecare din noi fiori și palpite de inimă. Dar toate greșelile domniilor voastre se rapoartă asupra mea. Pe de o parte îngrijet de rolul meu, pe de alta a vă împinge de la spate la replică, a mă sfădi cu mașiniștii, cu lampiștii, cu toți bețirii ăștia trebuitori. Eu sufăr înzecit și toți sunt mai exact decât toți. Și nu vin, ia uite, cât e ceasul? 11:30, la repetiție. Apoi, domnule, noi așa putem veni. Iartă-mă, doamnă Maze, iartă-mă. Dar dumneata ai două pricini care te opresc de a răspunde astfel. Cali? Întâi, că ții întâietate, atât ca talent, cât și în rol.
între celelalte dame. Mulțumesc. Și ești datoare să dai exemplu. Al doilea, doamnă Maze, interesul bărbatului dumitale, care este lovit greu când reprezentațiile își capătă. Ia lasă, domnule Caragiale, că trece vremea în zadar. Noi ședem aici de două șasuri și mai bine. Și ne răzbește răcoarea asta îndrăcită până la chele. Pare mi se că și noi avem un chic de suflet, nu? Domnule, ține sufletul în dumneata și nu te prea întindi cu vorba, că nu merge așa cum e. Zău, cuconiță, te-ai supărat. De știam care să-ți pară rău, mai bine scoteam pe vârful limbii 70 de puschinețe, cum zice Cocos Mocos. Ei, lasă, ardo focul de limbă soardă, am să o înțep cu un bold de 100 de ori, să nu mai îndrăznească să zică adevărul. Adevărul, domnule Greceanu, nu voie să-l ascult din gura dumitale. Bine? Da. Și bine ar fi să te îngrijești mai mult de dumneata. Auzi, cucoană, Maze, te rog foarte mult. Conteniți odată! Vă mă las cam departe. Ascultați hotărârea ce am făcut. Fiindcă acum, câte ți-a susut? 12. Nu se poate a se face repetiție, pentru că la 12 și jumătate au venit nemții și ei vor ocupa scena până la 3. De aceea, decât a începe și a pătimi rușine, ia mai bine, hai, mergeți acasă. Mâncați, odihniți-vă, mai repetuiți-vă rolurile și la 3:30, la 3:30, da, nu mai târziu, veniți iarăși aici, unde ne-am îmbrăcat toți în costume, ne-am decora și am face repetiție, ca și când ar fi publicul adunat. Și apoi a dat Dumnezeu de un scăpat și în astă seară neșuierați. Apoi a mai scăpat noi și altă dată. Zău, domnule Greceanu, eu am început a crede că publicul nostru, acum de bunătate și de curiozitate ne lasă, să vadă până unde ne-am urcat cu nebunia. Aha. Că de-ar cunoaște câte suferim atunci, crede-mă că de milă ne-ar jeli. Dar deși nu facem o jalbă. Da, da, facem o jalbă. Da, da, așa ar fi, așa ar trebui. Adică, când izbirile ne-ar veni de-a dreptul de la o persoană, dar ele vin de la mai multe. De ce nu dă Dumnezeu să vie, fără de veste, unul din cei însemnați? Să dăie peste noi, grămădiți ca niște calici împrejurul unei sobe unse cu săuri și cu un de lemn, într-un amestec cu puturoșii de mașiniști, lampiști și tăietori de lemne, la care nu îndrăznim a le zice, dă-te mai încolo, și care la repetițiile nemțești și franțojești șed prin colțuri nemișcați ca și când ar fi niște sfeșnicari. Și dacă acel nobil ar fi, zic, un adevărat nobil, adică ar avea o inimă de adevărat patriot, negreșit că ar lăsa să-i curgă slobă două lacrime. Pe legea mea, domnule Caragiale, mie mi s-au umplut ochii. Domnule Caragiale, de ce nu iei dumneata direcția? Cu dumneata n-ar face astfel? Să iau direcția. Da. Și asta se poate, dar s-o iau, domnule Bonciu, nu s-o cumpăr. Și nu voi lua-o, că Teatrul Limbii Naționale va fi tributar teatrurilor străine. Ce fel de tributar? Eu nu înțeleg, ce plătești bir? Firește! Acei 30 de galbeni ce-i dă Maze de reprezentație nu este un bir? Pentru că accesoriile nu se ridică la mai mult de 15 sau 18. Ceilalți nu sunt o dajdie, sunt numire de învoire particulară? Eu cinstesc pe doamna directriță, fiindcă și-a cunoscut foarte bine interesul în ramura comercială. Dumnezeu, după ce ia, după cum aud, 200 de galbeni subvenție pe tot anul pentru Teatrul Moldovinesc, apoi găsește și pe câte unul ca Maze și mai ia și de la dânsul, din ceea ce produce Teatrul Național, 30 de galbeni pentru fiecare reprezentație. Adică încă 360 de galbeni. 360 și cu 200 fac... Cât? 560 de galbeni. E, cu toate birurile aise, noi tot jucăm adese piese naționale în palate napolitane, nu? Ca fata cojocarului. Nu faci nimic, de la Veneția la podul vechi unde se petrece scena nu este multă depărtare. Și apoi publicul, noi... Lăsați-l că și el e om. Domnule Esteria, de n-ar fi mărinimos publicul, apoi nu ne-ar șuiera, ci ne-ar bate, că nu se știe și nu poate ști de unde vin acestea. Le crede pe toate venite din puțina noastră cunoștință teatrală și din patriotism este atât de indulgent și iertător. Dar și ce vrei să zici, că toate vin din pricină că e Maze director, asta e bună. Și ne luați
altul direcția. Iată de ce, doamnă, iată de ce. Fiecare om are amor propriu pentru patria sa, care adesea ajunge la ambiție, doamnă. Care sunt aceia ce ar fi putut lua Teatrul Național și totodată ar înflori? Dumneata, nu poți să-mi arăți că nu-i cunoști. Dar eu îi știu foarte bine și spun cu încredere că niciunul dintre dumnealor nu s-ar fi înjosit până la acel grad ca să asculte de o direcție străină și să plătească și tribut unui alt teatru. Adică din ce clasă de oameni vrei dumneata să fie? Din ce linie socială? Ei nu puteau să fie decât oameni literați. Când eu, doamnă, care abia am un mic circ, îți cânt de un ceas că n-aș primi și ți-am arătat dovezi că am refuzat de 3 ori până acum. Fiindcă nu am voit, am numit director, ci regizor, precum se numește și Maze. Când eu, om sărac, care mi-am însemnat această artă drept carieră în lume, n-am primit, apoi pretins ca un nobil compatriot al dumitale să fie mai mic decât mine la suflet. Iată de ce dumneata astăzi ești directriță sau regizoriță. Și Maze, director sau regizor. M-ai înțeles acum? Da, păi, nu. Mă rog, și ni de vină. Aici nu se răspunde. Doamne, noi putem să mergem. Da, unde? Domnule. În Cozla? Da, domnule Sterianu, da. Să mergem, însă la 3:30, punct, să fiți aici. O să fim, n-ai grijă. Lasă trăsurile și alte întâmplări. Să nu uit, cu coanele să vie mai devreme. Nu o să întârziem, domnule Caragiale, fii fără teamă. Dar eu diseară cum trebuie să fiu îmbrăcată? Îmi pare că dumneata joci un rol de slujnică, domnișoară Homicianu. Așa, dar întrebam și eu, să nu fiu supărat. Îmbracă-te ca o slujnică. Numai mă rog, nu pune mănuși glase și rochie cu corsaj. După cum obișnuiți câteodată. Vai, dar când am făcut eu așa ceva, domnule Caragiale? Hai, nu te supăra. Eu nu zic asta numai pentru dumneata, ci pentru toți. Că bine ar fi să se caracterizeze fiecare după rolul ce joacă. De pildă, de unăs dumnei, Madame Maze juca un rol de bătrână. Și nu vrei să-ți faci măcar un grimas? Și așa, cui fi căpchiată să mă măscăriască pe brațe și matalii, că eu nu mă poșească. Doamna Maze? Mi-e rică și frumușică, n-am de ce să poșească. Lumea vine să mă facă. Madame Maze, doamnă, nu mai primi roluri bătrâne. E, uite, n-am să mai primesc, da. Păi, foarte bine, că dacă nu te-ai măscări, cum zici, pe obraz, așa, măscărești rolurile. Asta-i bun, ce sus și de bine. Doamne. Mă lăsați și pe mine, doamnă. Da, vă rog. Așa. Eu am mai spus că actorul pierde pe jumătate dacă nu s-a figurat bine. Ba încă cu vremea ajunge chiar marionetă, fiindcă numai acelea rămân neschimbate la față pentru totdeauna. Apropo, noi stăm de vorbă și eu trebuie să pun la cale decorațiile pe diseară. Anton? Hei! Anton! Mașini, spune-mi! Viața teatrui minunată când ești mașinist, mai ales când ești ca mine suflet de artist. Între două repetiții beau și eu ceva, beau și când, că-mi place viața pe onoarea mea. Poftim, eu mă perfelesc aici pe scenă, că nu știu cum îmi scoate de seara și el cântă. Ce viață fericită, mașinii să fii, să bei dansa, să bei bine de 3 ori pe zi. Trag de sfor, trag de corul, că sunt mașinist, dar vă jur că am în mine suflet de artist. Trag de sfor, trag de corul, că sunt mașinist, dar vă jur că am în mine suflet de artist. Anton! Ce puftești, domnule Caragiale? Ia să spun ce decorații îmi trebuie pe diseară. Poftie, numai și mintea n-așez gata. Ascultă, întâi îmi trebuiește o casă, nu bogată. Aha. Cu ușe la mijloc. Bucuros, numai despre casă mă gândesc că n-avem. Să spun salonul cel roșu? Nu, foarte-ți mulțumesc. Nu-mi trebuie salon cu stâlpuri, caută bine. Ce? Eu știu că aveți. Și nu-mi face șicane, Anton. Nu. Destul am eu în cap. În stânga și în dreapta ușii, ferestre. Așa. Iar în fața publicului, o oglindă mare. Așa. Atât și altceva. Ei, gine, o-i faci. Ce e acolo?
Ce dracu să bat? Domnule Carajali, domnule Carajali! Ce? Ce s-a întâmplat? N-am ajuns bine pe scări și dau de mașe. Oh. Ovidit! Da, după obicei. Și face o gură cu greșeanul mânia lui Dumnezeu. Dar pentru ce? Știu și eu, s-o luat de vorbă și s-o cam întrecut cu șaga. La dracu! Domnule, la te rog foarte mult să vorbești frumos tot timpul cu la dracu. Să mergem la dracu. S-a îngroșat treaba. Caraj! Ui! Vorbește drept. Ce are Greceanu con la mine? Cum adică, mai întrebi? Taci de gura! Taci de gura! Taci de gura! Domnule Caragiale, mă pune la amendă de trei galbeni, fiindcă n-am jucat un rol. Ai de mine, cum poți dumneata să iei rol și pe urmă să pun pe altul în locul dumitare să joace? Eu dumitare nu-ți răspunde, ești strigat și până mâine. Nu cunosc să ai vreun drept, am întrebat. Sacre, nu spun așa pentru la macocoană! Este directris! Acasă la dumneata și afară pe uliță, iar nu pe scenă. Aici nu este decât actriță. Vă să zic că dacă vă dăruia Dumnezeu ceva coconaș, erau și ei în drept ca pui de director să dea legi? Caraș! Săracii de noi, ce vreme am ajuns! Să credeți, băieți, că s-a născut Antichristul. Cheschiladi! Iladi pentru Antichrist! Monsiu Caragie, tu juri, e contrinul, tu juri, tu juri! Te înșel, madame! Monsiu Caragie nu contrariază persoanea dumneavoastră, ci necuvințele dumneavoastră. Oh, comand! Caragie, o spui la dumneata drept! Ia, ascultă, băi, franțezule, mă soareți vorbile. Ce? Dacă mă îndrăcesc o dată, te fac de nu nimerești ușa! Mă rog, nu te mânia cum la mine. Omul ăsta te bagă în păcate. Eu sunt venit, mă rog, cum la rol. E Greceanu face discuție cum la mine. Zici ai de zis și te duc cu Dumnezeu. Poftim, mă rog, este rol pentru dumneata. Iasă, ce rol? Din ce piesă? Un pies frumoșică, cum ziceți voi. Și cu role pentru toate artiștii. Eu facem un afiș cu letre consa de mari. Domnule Maze, ați nebunit? Ori nu ți-e mult? Pentru ce, mă rog? E un dram francez, Monsieur Caraj. Citește. Jucătorul de cărți. Asta e o dramă strașnică, tradusă de Conu Costache Negruții. Atât de bine a cunoscut greutățile ei, încât în precuvântare știi ce spune? Da. Ar dori să o vadă jucată pe scena națională, dar crede că până atunci va ajunge bătrânețile lui Matusalem. Eu dau la dumneata rol de jor. George, ce mă rog, este frică la dumneata? Taci. Dar ce, e atât de grea, domnule? N-ai citit-o, trebuie să-mi gândi, n-ai citit-o, grecine. Apropo, mâine o reprezentează francezii. Veniți cu toții să vedeți. Caraj, nu mai face cum la mine discuție. Eu sunt plen de datorie. 49 de galben la un jidov, 900 de lei la direcțion. Caraș, eu spun la tine drept că dau cu pistole la inimă. Bată-te să te bată. Hai că mă faci să plâng. Mă faci să plâng, Maze. Cine te-a pus să dai 30 de galbeni pe seară? N-ai prevăzut că poate să vie vreme să nu faci nici 10? Ce negustorie ai făcut? Întâi ai încheiat contract și apoi te-ai apucat de socoteală? Se vre, Caraș, sunt înșelat. Meno! No, eu sunt director și eu spuie să joace Le Joueur! Dar eu nu vrei! Eu merge la Aga, spuie la dânsul, mă rog, Caraj, nu vrei ce eu vrei! Poftim, de vrei, mergem împreună! Da! Domnule, nu cumva crezi că noi suntem robii dumitale? Cum vrei dumneata ca eu, pentru interesul dumitale, să fac de râs în public 10-12 moldoveni? Ce-mi pasă? Ce-mi pasă? Sunt stăpân! Gata, stăpân! Oh! Nu reușești. Da. Știu foarte bine că nu-ți pasă.
Dumneata în seara de reprezentație, pe când pe noi ne năpădesc sudorile, șezi la birou alăturea cu domnul Luțati și zboldești ochii la galbenii Caraj, care se rostogolesc dinainte, vă. Caraj, nu, prețul sudoarelor noastre îți place, dumitare, știu bine. Muzica aceea armonioasă ce lasă săraca monedă când își schimbă stăpânul. Caraj, ecut-mă. Vezi, domnule, eu ți-am vândut, dumitale, numai munca mea, iar nu și cinstea. De 5 ani de când mă tăvălesc pe aici, am înfățișat publicului un om cinstit, iar nu un șarlatan. Și publicul, publicul, domnule Maze, a fost pentru mine totdeauna așa de generos încât mi-a plătit peste merit. Așa, domnule Maze, dacă dumneata ai trebuință de bani și despre ispravă puțin îți pasă, caută-ți un alt regizor și atunci împreună faceți tot ceea ce veți pofti. Da. Și vă fac o prorocire de cocus mocus, că nu va trece mult și publicul vă va face o surpriză minunată. Adică, mai lămurit, vă va trânti o bătaie așa de măreață, încât și dumneata să ai până la Paris și regizorul dumitale să aibă ce adăugi la merit. Calmei bun, nu vrei jucător de carte. Bun, facem dumneata un altro. Pe semne, pe la dumneavoastră în Paris piesele se fabrică. Și regizorii sunt fabricanți? Ce? Eu, domnule, nu sunt autor. Și mai puțin încă mă cunosc dator să-ți fac dumitare piese. Apoi, domnule Caragiale, dumneata trebuie să pui la calin, săracuțul. De unde să știe? Da, așa e, mă, eu nu știe moldovenește, nu știe cine este, ce este bun. Nu știe nimic, nu știe nimic. Atunci cine te-a pus să iei direcția moldovenească fără să știi moldovenește? Cum ți-ar părea oare de te-ai pomenit cu mine în Paris, director unei trupe franceze? Domnule, să nu mai crezi Moldova cu 15 ani înapoi. Pe când năpădeau călăcustele niște acrobați, niște alchimiști, niște artificieri care, după ce își umpleau pungele, mergeau în patria lor și criticau un norod pentru ospitalitatea ce le-a dat. Nu era pe vremea aceea cunoștințele așa de răvărsate, dar totdeauna au fost oameni care au putut deosebi șarlatanismul. Pe atunci îți dam și dumitale dreptul de a fi director. Dar acum, domnule, nu crede că te-ai putea juca cu publicul teatral. Dacă vrei să-l cunoști, începe a număra. De 3 ani încoace câte șuierături, câți cocoși de hârtie, câte castane vi s-au îndreptat pe scenă. Chiar voi, ce vă numiți artiști. Caraș face ce vre. Eu mă aduc la dumneata, sunt regizor, sunt tute. Ce? Cum? Dorul ce? Sunt călătorești. Mă, chesc-i spas, Caraș. Eu aud de un chanson. Ia la grifele. Boierule, da. Pot să dau cu mătura? Corvini nemții, 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 lasă-ne, femeie. Matura, 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 c'est la chanson. Oui. Mes enfants. Adieu. Matura. Domnule, la 3:30 sunt aici. Bonjour. Bonjour. Săracu. Are o inimă bună, dar e cam confuz. Domnule Caragiale, oare leafa noastră cum merge? Mine sunt 8 ale lunii și directorul aici zice că nu mai are parole. Ce dracu, mă, idierul? De seara tot a face el ceva. Am auzit că a vândut toate logile. Păi eu nu știu de ce se tot jăluiește omul aici. Pe semne are blestem părintesc să nu mai apuce para. Dacă socotez, numai de când am venit a încasat 300 de galbeni și tot ce a cheltuit face 160 de galbeni. Apoi cu restul de 140. Ce dracu a făcut? Că doar n-o fi cheltuind în casă câte 50 de galbeni pe lună.
Asta e ce zic eu. 140 și cu 49, care e dator la Jidov și cu vreo 30 direcții și cu ce e dator la noi pentru lefurile neplătite, ia uite, aproape 250 de galbeni cheltuiți în 3 luni. Bre, 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 bre. Dar ce temeri, domnule? Fost ai vreodată după reprezentație la dânsul acasă? Mânia lui Dumnezeu, lume, cala iar Maroc. Ia, un om fără socoteală s-a văzut în bani și s-a amețit. Așa o fi, Coane Greceanu, dar nebunia lui ne tulbură pe noi. De ți-a zice mâine că n-are de unde-ți da leafă. Așa-i că te duci acasă binișor după ce ai jucat de 4 ori degeaba? De asta nu aveți teamă. O mică jalbă la domnul Aga și îi scoate și măselele din gură. Mări, dă-le la pustie, ce o să ia? El n-are nimica pe dânsul și în casă mai puțin decât nimica. Ia, numai domn scăpa din luna asta, că eu nu mai joc fără asigurare. Mă duc la directrița privilegiată și o poftesc să-mi scălească un contract. De nu mi-a plătit maze, apoi dumnea ei va răspunde. N-ai niciun drept să ceri. Ce fel? Nu este dumneai însărcinată de o cărmuire să ție Teatru Moldovinesc? Ba da, însă dumneai a vândut acest drept lui Maze, rămânându-i numai o răspundere. Adică aceea de a nu să juca niscaiva piese atingătoare. Căci atunci o cărmuirea nu mai apucă pe Maze, ci pe privilegiată. Cât pentru a plăti, dacă Maze de pildă a ieșit falit, nu o privește pe dumneai. Atunci slabă nădejde. Slabă, tare, asta e. Trebuia să vă fi gândit bine de la început, acum e foarte târziu. Apoi de... Dacă nu ne-a tăiat capul și nici n-a avut cine ne sfătui. Îmi pare rău. Nu ați vroit a vă sfătui cu nimeni. Iată, domnul Alexandri, tânărul, domnul Cogălnicianu, Costache Negruții, mers a vreunul din voi la vreunul din dumnealor și v-a dat afară? Știți doar că dumnealor au ținut teatru în anii trecuți și puteau să vă dea sfaturi folositoare. Dar dacă n-ați mers, cine devine? Acum suferiți, că știți proverbul românesc. Ce-și face omul singur, nici dracul nu-l desface. Așa mai vere idierul, care te gândești la parale. Cam ar puricii să mă mănânce. Cam de vită ce-am fost eu. Domnule Caragiali, pe ce temei îmi cere el 3 galbeni? Cât ai pe lună? 8 galbeni. Nu poate să-ți ia 3. Regula teatrală este a 3-a parte. Dar pentru ce? Eu am pus omul în locul meu și reprezentația a mers. El nu te întreabă de a mers sau ba. El îți zice, domnule, pentru ce n-ai jucat rolul ce ai primit și ai făcut repetiții la dânsul? Iaca, s-a întâmplat de m-am îmbolnăvit. Aha, pe cine ai înștiințat? Spune, să înțelegi îndată că farsa a fost premeditată. Grecene, mai bine plătește și taci. Și acum ducă-se dracului. Unde a mărs mie, meargă și suta. O zice și eu că am dat unui om de pomană. Știi ce? Noi toți cedem. Hai să facem scena noastră din actul al treilea. Că știi cât e de grea. Da, da. Domnule Boian? Sunt aici, sunt gata. Fii bun și suflărisește. Dați-mi textul. Să intru în bortă? Da, da, da. Domnule Idieru? Da. Ține locul cu Coane Margăliții. Ea n-a bine voie să vină. Bine, da, da, dar ce să zic? Ce ți-a zice suflărul? Dumneata, Coane Greceanu? Da. În vremea convorbirii noastre, ascuns la fereastra aia. Am înțeles, mă duc aici. Gata, domnule Boian? Eu sunt gata. Replică, Idieru. Așa, domnule Boian. Hai, boiene, zi. Aceasta îmi crudă hotărâre. Nu, nu, așa, iubitul meu. A, da, da. Așa, iubitul meu, așteptările mele fura măgite. Așa, iubitul meu, așteptările mele fura măgite. Bravo, bravo. Îmi vine să te îmbrac de seară. De acum toate au primit o schimbare în casa noastră. De acum toate au primit o schimbare în casa noastră. Maștighia mea și-a lepădat masca. Tatăl meu a căzut într-un amor bătrân și nu vede decât. Ce? Da, știi că mă doare gâtul, domnul Caragiali. Măi, dar greu mai e să fie careva femeie. Zi înainte, domnule Diaro, că n-ai să cânti nici careva manele. Zi după mine. Da, 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 da. Această-mi crudă hotărâre. Această-mi crudă hotărâre. Așa, 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 zberei, Diaro. După ce suspin, cas pe scaun. Da. Haide, încă o dată. Da, 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 după ce spun, după cadă, așa. Da, hai. Această-mi... crudă hotărâre! Am pățit-o să o rup scaunul! De adevărat, ea? Da, să o rup! Oasele mele! Asta ne mai trebuie, asta ne mai trebuie. Haide, gata, 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 nu te mai văita! Nu te mai văita! Bine, bine. Mergem mai departe. Eu zic acum. Da.
O, nu! Îngerul meu, nu dezadăjduhi! Până când voi fi eu în viață, te voi apăra împotriva tuturor nedreptăților ce se fac. Recele, replică. Aoleu, pardon, nu luasem în seamă. Zic replica de mușe? Nu, 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 fă câțiva pași, hai. Tălhare! Nimic că ce ești! Vii într-o casă cinstită și te silești a momi fata! Da. Și tu cu cernica mea jupăneasă, care mi te gateai pentru calugarii! Taică! Domnule! Fugi dinaintea mea, nevernico! Da, și dumneata, domnule, da, care ai îndrăznit până aici, vei avea a face cu mine! Nu, mă tem! Pretențiile mele sunt toate drepte! Și dumneata vei fi învins! Nu crede, boierule, pe toată lumea în doaga dumitare! Chiar astăzi te voi dezamăgi! Caraj, caraj, caraj! Ei, poftim! Mă, pasă de mai fără petiție, iar vine ăsta. Opa, băi, ce-i asta? S-a rupt un scaun. Caraj, spune, mă rog, cine, ce trebuie la ma cocoană? Ce trebuie cocoanei dumitale? Bani, iar dumitale minte. Da. Mă rog, spune mai degrab, sunt venit cu la voiture. Ce vrei să spun? Pe semne, ce costum îi trebuie diseară. Așa, spune-le la mine, mă rog, o rochie galant, conlore, coafur, o grămadă de bani. Dumisale îi trebuiește o rochie de mătasă, fără aur, fără nimica, o coafură roșie cu pene și încolo toate celelalte câte le are. Eu spus, mă rog, la dânsa, nu vrei. Hai, du-te, că te așteaptă trăsura. Oh, iartă-mă pe mine. Oh, mon Dieu, mă, dar ce toți ca o... Vai de capul tău. Ei, haide. Mergem înainte? Păi, să facem scenă cu totul dacă am început. Domnule Suflor, mă rog, de unde am lăsat? Chiar astăzi te voi dezamăgi. Chiar astăzi te voi dezamăgi. Domnule, ești un birbant și tu, ticăloasă creatură. Foarte-ți mulțumesc cu de cinste. Taci! Și tu, ticăloasă creatură, să nu mai îndrăznești de astăzi a mă numi părinte. Tate! Domnule, iartă-mă să zic că ești un adevărat tiran. Și ca unul ce însuți m-ai numit birbant, apoi iau drepturile pe care mi le dă acest titlu și zic în casa dumitare că Ameria de astăzi este sub ocrotirea mea și că atât dumneata cât și cocoana dumitare nu mai aveți niciun drept asupra ei. Replică. Să ne replicăm, aiute. Domnule Boian, domnule. Ia că am uitat, domnule Boian, ia că am uitat ce să fac. Ce-ai uitat? Replica. Frumos. Așa. Nu cumva, domnule, cunoști? Frumos! Nu cumva, domnule, cunoști dumneata vreo lege prin care copiii noștri să nu fie ai noștri? Fizicește se întâmplă adese, iar moralicește când părinții sunt de felul dumitare. Văd eu, domnișorule, că treaba se apropie de ciomac. Ia că acum chem slugile. Bă, Ioane, Vasile, Timofei! Cheamă-ne, domnule! Pumnii mei de mult nu s-au lățit pe spatele cuiva. Amelia! Da! Fă loc războiului! Vai de mine, opriți-mă, opriți-mă! Bătrânește! Da, acum, băierule, poți să dau cu mătură? Ieși afară! Poftim repetiție. Când ți-e lumea mai dragă, dacă nu vine franțuzul, vine asta cu mătura. Lasă, domnule Caragiale, că luăm de unde am lăsat acum. Da. Să luăm. Amelio! Da? Fă loc războiului! Vai de mine! Opriți-mă! Opriți-mă! Să-i arăta eu ce vrea să zic a călca precum potlogarii cațele oamenilor. Eu sunt boier și știu am răzbuna onoarea. Iar eu... Nu sunt decât un biet mojic și iată-mă, nu fug! Dar știi ce, băierule, până în alta, hai să începem noi și slugile dumitale ori sfârși. Nu mărșavesc eu mâinile cu un canalia ca tine. Oh, asta-i prea mult! Știi, băierule,
Ce vrea să zică un canalia? Știu, dobitoc. Știi ce drepturi trebuie să ai asupra unui om ca să-l numești astfel? Ți-arăt eu ție. Băi, băiat, bă, dar și faci bă, nu-i zic. Da, da, în zadar, în zadar, în zadar, răgnești, boierule. Eu nu sunt de cei ce se sparie. Și vorba aceea, ce aștepți de la un dobitoc? Banca și volintir! Căci numai ei intrau în casele oamenilor și se făceau stăpâni. Da! Nu crede, dumneata, că te vei duce teafăr de aici. Ce fel noi trăim în codru? Da, un cuvânt de mai zici, ești mort. Aoleu, a scos pistolul. Un cuvânt. Și-a gândit să-mi iau eu măsurile. Un cuvânt. Domnule, domnule, dacă e pe așa, eu te las în pași. Unde vrei să duci? Lumea ta nu e slobod să faci nici măcar două pasuri fără primejdie de viață. Grecene, n-a replica asta, fă-te că te îngrozești. Dar cum să fac? Să începe a tremura? Nu, Grecene. Omul se poate îngrozi și fără să facă așa cum faci tu. Vezi, totul este ca un actor să se păzească de prefacere. Atunci careva izbutește în rolul său când face publicul a uita persoana sa și a-l vedea în aceea a rolului său. Da, știu. Vezi, e foarte mare deosebire între comic și măscărici. Da. Cel din tâi mă încântă, mă face să râd cu plăcere. Pe nesimțite doresc ca rolul său să ție cât de mult. În vreme ce celălalt îmi smulge râsul, însă mă face să roșesc adesea că l-am putut suferi. De aceea și o comedie farsă nu se poate privi de aceleași persoane decât de două ori, cel mult. În vreme ce comedia nobilă poate însufla oricând noi plăceri, nu? Și aceea și asta adevărată sunt piatră de încercare pentru un actor bun. De aceea feriți-vă de a obișnui să însuflați râs publicului prin schimonosiri necuvincioase, pentru că el, încredințez, vă va aplauda astăzi. Fiindcă nu a văzut altele. Dar chiar prin aplauzele celea, vi s-a închide cariera. Că sumeți că ați fost aplaudați, vă lăsați talentele în tâmpire. Și în loc de a urca treptat, coborâți treptat. Și rămâneți numai cu atât. Că v-ați deprins a văsui pe scenă fără palpit de inimă. Bine, dar cum să fac? Arată-mi. Stai. Nu te enerva. Nu ți s-a întâmplat în viață a te îngrozi vreodată? Ba, mi s-a întâmplat adesea, da, aceea e altceva. Nu, cine ți-a spus dumitale că e altceva? Este tocmai ceea ce se cere pentru ca dumneata să duci la perfecție rolul dumitale. Când poate un actor să fie privit de public mai cu plăcere? Negreșit când se apropie mai mult de natural. Și asta o poate face când, uitându-se pe sine, îmbracă până în suflet rolul ce îl înfățișează. Păi, da? Acum înțeleg. Ai înțeles, da. Domnule Sufleur? E? Unde am rămas? Da, imediat. Ascultă, boierule, hotărârea mea! Ascultă, boierule, hotărârea mea, cea de pe urmă. Așa. Dumneata vei fi în primejdie de viață, de nu vei scăli această foaie. Cum? Această foaie de această foaie de zeste. Apoi, bine, omule, așa să fac aceste lucruri. Prin siluire? Așa îi scălește un tată foaia de zeste de a fiicei sale? Cu pistolul la tâmplă? Așa, când un tată a însurat a doua oară și de dat unui bătrânesc amor sau, mai românește, fermecat de cocoana lui cea nouă, uită datoriile părintești și să face o fiară. Dumneata, în minutul acesta vei alege una din două. Sau am avea genere... Sau ucigași. Văd eu că nu e de ales. Acum să-ți spun drept, domnule, a cam zăbovit norocul. Dar până la sfârșit mi-a dat ginere. Da, așa că să-mi trăiască. Dar asta fu una din cele neașteptate, vrednică de a se face o piesă de teatru. Ei, boierule, nu fi mâhnit. Lumea întreagă este un teatru. Închipuiește-ți că suntem actori și te mângâie. Este puțină deosebire. Ca actor aș fi scălit foaia, dar ca tată
Am să plătesc ce am iscălit. Ceasurile trec și eu sunt cu birja. Ia să vedem ce dau fiicei mele. Tată! Dacă s-a mai pomenit undeva așa jucărie, să nu știu ce dau. Cetește. Da. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Dumnezeu, foaie de zestre ce dăm fiicei noastre Ameliei, da, pe care o mărităm cu domnul Todorache Murcea. Todorache Murcea, da. Trăznil ar Dumnezeu să-l trăznesc. 1. O casă cu două rânduri în mahalaua Armenimii. Tată! Al doilea, moșia silită din Ținutul Tutovei. Tată! Sărmana silită, adevărat că merge silită. Mai departe. O vie lucrătoare, 40 de pogoane în podgoria Putnii, iar bani naht. Adică în numărătoare, 4.000 galben blanci. Tată! Toate acestea le dăm cu inimă curată și de bunăvoința noastră. Asta nu se potrivește deloc. Deloc nu se potrivește. Hai. De la noi atât, iar de la Dumnezeu fericire și unire casnică. Na. Da. Poftim, domnule, iscălește. Da. Zornăitul banilor îți dă un fior galben mic strălucitor, te iubesc de mor. Dacă-ți pic o moștenire, mai ales o zestre, ai noroc, te-ai pricopsit, viața-i de poveste. Zornăitul banilor îți dă un fior, galben mic strălucitor, te iubesc de mor. Când ai zestre dragostea, vine încet și ea, sărut soața apăsat, că ești înzestrat. Zornăitul banilor îți dă un fior, galben mic strălucitor, te iubesc de mor, te iubesc de mor. Caraj! Mă rog! Public este tot venit. Trebuie voi în scenă. Ne-am topit. Pas acum de reprezentează o piesă fără repetiție. Ați văzut cât de bine am pățit-o? Dar ce facem, domnule Caragiale? Acum ce facem? O să facem... Faceți liniște, da. Întâi. Să facem anunț către public, arătând întâmplările. Eu, dacă nu vă supărați, domnule Caragiale, eu zic să cerem, Ane, da voie ca în locul... Aceștii piese. Lăsați-l. Să jucăm comedia și aia, dar nu mai dat-o acum o lună. Ușor de zis, seriene, dar și aceea trebuia să o mai repetăm o leacă. Ne facem de râs. Nu se poate. Facem anunț. Cine vrea să-l facă? Să încerc eu. Hai, ia începe, idiarule. Înaltă noblesă și onorat public, astăzi nu putem să jucăm piesa, fiindcă, din pricină, pentru că... Stai. Dacă nu-i cu supărare, o să ies eu. Pun costumul cu alimar gheoliții, cât o lipsește. Da, ia zi, domnișoară Homicianu. Da. La urma urmei, o damă, da, o să fie mai ascultată, nu? Da. Onorat public, fiindcă, din pricină... Nu. Fiindcă... Că n-am putut face repetiție cum se cade. Sunt împlat! Ies și eu din moartea cea de suflet și zic: domnilor, fiindcă actorii moldoveni nu știu rolurile în astă seară, nu pot juca piesa cea anunțată prin afiș. Ia ca așa și s-a mântuit. Lăsați că fac eu. Înaltă noblesă și onorat public, ați văzut cu câte trude și nevoi ne tot luptăm, câte stabili în a noastră carieră ni se pun.
Numai de la voastră multă bunătate așteptăm să ne dați încurajare spre a face ceva bun. Fostați buni în multe rânduri, indulgenți și iertători. Ne-ați dat adese tot ce noi nu-mi vretnicim. Fiți dar și în astă seară nobili, îngăduitori. Acum ziceți cu toții. Fiți dar îngăduitori, de să n-aveți actori. Și într-o bună zi actorii vă vor mulțumi. De-am greșit să ne iertați și nu ținte să aplaudați, căci dar vostru pentru noi sunt aplauzele de la voi. Fiți dar îngăduitor, vreți să aveți actori și pentru o bună zi actorii vă vor mulțumi. De am greșit să ne iertați și nu țineți aplaudați, căci dragul vostru pentru noi sunt aplauze de la voi. Fiți dar îngăduitor, de vreți să aveți actor și într-o bună zi actorii vă vor mulțumi. Veniți la teatrul nostru și moldovenesc, că cele din fire aici se biciuiesc. Veniți la teatrul nostru, aici e o plăcere să râzi de tot și toate, să uiți și de mele. Ați ascultat o repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru plăcerea și petrecerea a vreo câțiva prieteni. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Veniți la teatrul nostru pe care îl iubim, vom face o repetiție la care vă poftim. E frig și praf în teatru și pare un pic sinistru, dar sunt genial actorii, parcarul și mașinistul. Veniți la teatrul nostru și-al moldovenesc, că celele din fire aici se biciuiesc. Da! Distribuția a fost următoarea. Domnul Costache Caragiali, regizor, Ștefan Iordache. Domnul Greceanu, actor, Valentin Teodosiu. Domnul Sterian, actor, Sorin Gheorghiu. Domnul Bonciu, actor, Eugen Racoții. Domnul Idieru, actor, George Ivașcu. Domnul Boian, sufleur, Dumitru Rucăreanu. Domnul Maze, director, Virgil Ogășanu. Doamna Maze, actriță, Ruxandra Sireteanu. Domnișoara Homicianu, actriță, Silvia Codreanu. Domnul Anton, mașinist, Dumitru Chesa. Femeia de serviciu, Ioana Chelaru. Muzica originală și versurile cântecelor, George Marcu. Au acompaniat Grigore Marian la vioară și Radu Nelu la țambal. Redactor Pușarot. Asistența tehnică, Florina Verdeș și Florin Bădic. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Costin Tuchilă. Producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2003.